m-am trezit dimineața și am văzut că soarele e în nori. M-am uitat la prognoză și am văzut că mâine plouă. Și am zis că azi e ziua perfectă. Să merg să recuceresc Arabida. Acolo, la orizont, e un deal muntos. În parcul natural Arabida, cu drum în serpantină. Numai că m-am reținut o leac să-mi fac lozincă. Am făcut o lozincă cu care vreau să merg vineri la masa critică și poate să protestez la ambasada rusă. I-am scris un mesaj idiotului de Putler. Și acum defilez cu el prin toată Portugalia. Se vadă și lusitanii că avem probleme acolo în estul Europei. Problemele estului Europei ar trebui să-i privească și pe ei. Acela e dealul sau muntele pe care vreau să-l ceresc. Și de azi începe un protest permanent pacifist împotriva lui Putler, împotriva poftelor aberante ale despotului Putin, care și-a bătut joc de societatea civilă, de mass media, de opoziție din Federația Rusă. Și acum se ocupă, iată, de Ucraina, care o consideră stat artificial, națiune inexistentă. Să apucă el să facă ordine, cum a învățat de la Stalin, cum a învățat de la Putin, de la Hitler. Și asta e inadmisibil. Deocamdată sunt aici, în vestul Europei, pe malul Atlanticului, încolo după Arabida, o să vă arăt Oceanul Atlantic. Dar degrabă mă întorc în România, la marginea blocului Nord-Atlantic, în Republica Moldova, în zona de interes a lui Putin. El crede că poate revendica republicile foste sovietice. De parcă nu-i destul că teritorii controlează acum Federația Rusă, dar care aparțin altor etnii, nații, popoare. Și doar de vreo câteva sute de ani că s-o ocupate, aparțineau altor oameni, altor state, altor imperii. Limită de 30. Ups, da, ia ca de ce trebuie. Semaforul e roșu, dar eu nu ocup loc cât o mașină, așa că pot să mă fofilez. Sper.
reprezintă un fel de fermă. Так, și acum nu știu dacă să mă duc pe asfalt mai departe sau să iau pe cărărușa asta. Mă tem că mai bine rămân pe asfalt. Dacă m-am pornit la drum lung, vreau și să ajung. Nu să mă împotmolesc prin coclaurile lor. Am pățit-o așa prima dată când am fost cu Ghena, îmi pare că mi-a părut că drumul pe de-a dreptul e mai scurt. Se pare că nu întotdeauna. Început să urc dealul și m-a ajuns de urmă companion. Pornit cel să cucerească singur Aradirea. Bine, el e cu bicicletă de șosea, cursieră, probabil are mai mult exercițiu. Dar de vârstă e așa, cam ca mine, aproape sau după 50. Și aici sunt foarte mulți portughezi sau străini care pedalează la orice vârstă, mai ales în weekend. Bine, începătorii merg pe drum drept, cei mai cutezători o iau așa ca noi, pe dealuri sau chiar pe drum de țară. Minunat la pedalat pe așa vreme și în așa loc, la capătul lumii, pe malul oceanului. Dar credeți-mă că se poate pedala la fel de bine oriunde. La mine la Pepeni, la voi la Durlești sau Trușeni, de fileu Trinca, spectaculos și muntos, tot cu chetrica aici, la Giurgiulești, în munții românești sau oriunde în lume vă prinde vremea. Așa că bicicleta ori pe jos, porniți să explorați timpul liber sau când sunteți ocupați, renunțați la transportul poluant și faceți o plimbare mai lungă, așa, de câțiva kilometri, fără grabă, ca să simțiți cum trăiți. S-ar putea să fie singura existență pe lume. Ajuns și pe creasta dealului. Sau mai este. Na, pot să zici că până la vârf mai este, dar creasta m-a încălecat-o. Credeam că mă îndepărtez de ocean, dar văd la orizont că fac iar stânga. Și o să mai am vedere spre Atlantic. Acum merg pe direcția Lisabonei. Acum am cotit spre Canada sau spre Statele Unite sau spre Caraibe. Și în stânga mea e America de Sud sau și mai în stânga e Africa.
pohta ce am pohtit. Pare că sus pe creasta e, pe vârful acela e peisajul și mai spectaculos. Sper să nu zburați cu avioanele. Că și eu zbor odată în câțiva ani. Cu treabă. Să-mi văd neamurile. Dar să o faceți asta cât mai rar, cât mai cu socoteală. Cumpărați-vă mașină, telefon, electrocasnice, țoale. Cât mai rar, reparați-le pe cele defectate și folosiți-le până la epuizare pe cele vechi, ca să reduceți consumul. Pentru că și consumerismul, nu doar industrializarea, distruge viitorul nostru, al umanității, al vieții pe pământ. Îl compromite. Deci hai să fim raționali și echilibrate. Așadar, se poate călători și pe jos. Nu trebuie neapărat lisapet, mașină sau alt vehicul. Îndrăzniți. Asta e dealul pe care l-am urcat pe lângă antenele celea dinspre Setúbal. Și acum mă duc spre Sesimbra. Mă întorc spre nord. Mi-am pregătit ochelari, că acuși la coborâre e pericol să-mi intre gâză în ochi, praf, gunoaie zburătoare. O să am viteză mare și să nu risc să pierd vederea în situații stresante. Pohta ce-am pohtit. Vorba cronicarilor. Ups! Deja o muscă, un gândac mare s-a lovit din mâna mea. Thank you.
nu știu ce, moară pe deal. Vale vine deal. Ușor și după aceea iară curbă. Prima dată când am urcat Arabida cu cumnatul Costea, părea nesfârșită urcarea. Acum eram pregătit de urcare. Pare că nu se mai termină coborârea. Am trecut pe lângă eucalipt și nu-l vedeam. Nu degeaba i-am simțit mirosul de departe. Așa arată copacul de eucalipt. Și dacă vreți știți cum miroase, cumpărați niște bomboane, gume de mesticat cu eucalipt. Exact așa miroase frunza, coaja, probabil și lemnul. Și așa arată copacul în sus. Vă place? Minunat, a ieșit soarele din nori abia când am ajuns aproape de casă. Bun. M-a ținut cu mine. Acum din spate faci să mă bronzez o leacă. Cam asta a fost pedalarea mea pe Arabida. Ups. Am făcut vreo 35 de kilometri, pedalat cel puțin 2 ore. Mai mult de 100 de oameni mi-au văzut Luzinca pacifistă. Stop Putler. Opliți smintitul.
opriți-l, că poate să ajungă cu tancurile. Poate nu până aici, în Portugalia, dar sigur poate să treacă Nistru, Nipru. Poate să atenteze la țările baltice. Să ocupe iar Polonia, să împartă cu Belarus. Opriți mintitul că tare seamănă cu Hitler. După comportament și mentalitate, cu Stalin și cu Hitler seamănă. Opriți-l pe Putler. Dacă vă plac astfel de acțiuni, de pedalări, de filmări, ajutați-mă cu un like, cu un share, cu un comentariu. Dacă vă permiteți, chiar sponsorizați-mă. Deveniți patroni sau trimiteți o donație cu PayPal, prin Revolut. Găsiți voi variante cum. Sau criticați-mă. Orice comentariu, orice dislike, tot mă ajută. Îndrăzniți, faceți și voi așa sau chiar mai bine.